Județul Mehedinți a avut și el de suferit în urma codului portocaliu de Viscol și Nisori. 6 localități au rămas izolate în nămeți potrivit autorităților. Este vorba despre Moisești, comuna Ilovița, Dâlma, Rungșoru, Brateșu din comuna Bala, Malarișca din comuna Podeni și Craculungu, comuna Ilovăț. Pe lângă aceste localități declarate oficial izolate de nămeți, pe adresa televiziunii Severin au sosit numeroase mesaje ale telespectatorilor ce ne semnalau probleme. Satul Fântânile Negre din comuna Poroina Mare, satele Budănești, Deal și Budănești, satul Petra, comuna Bâcleș și satul Bâlvănești de Jos, Vlădășești, comuna Corcova, sunt doar câteva dintre localitățile cu probleme semnalate de oamenii speriați de zăpada care i-a blocat. La nivelul județului Mehedinți au fost anunțate 9 drumuri județene blocate, 2 drumuri comunale și unul național. Drumul județean 606 Vlădaia Almăjel, sectorul de drum Punghina Drincea, sectorul Oprișor, limita județului Dolj, Obârșea de Câmp Dârvari, Dobra Bălăcița, sectorul Vânjuleț Pătulele, Podeni Malarișca, Șovarna Studina, drumul județean 606C, sectorul Ostrovul Mare și drumul comunal Bala de Sus Brateș. Vă așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră prin SMS la 1204, număr la care ne puteți semnala orice problemă cauzată de căderile masive de zăpadă.